Bună ziua! În acest tutorial o să demontăm acest carburator de la Valbro, de la o Husqvarna 357-359, pentru a-i schimba setul de diafragme și componentele carburatorului. Pentru aceasta avem nevoie de un spray de curățat carburatoare, nu contează firma, o pensulă, bineînțeles șurubelnițele cu care o să desfacem și să vă arăt și kitul de reparație. Acesta este, aici avem membranele, cuiu contou, arcul de la cuiu contou și tot ce conține carburatorul pentru a-l face nou. Începem. Să facem ce un capacul. Este prins în 4 șuruburi. Este bine să lucrăm, să punem toate componentele într-un singur loc, ca să nu le pierdem. Acestea sunt foarte mici și riscați să le pierdeți. Șuruburile trebuie strânse, dar nu exagerat, pentru că o să vedeți, aceste diafragme sunt destul de sensibile, să nu cumva să ciupiți vreuna sau să... strânse la mână, să zicem așa. Așa, deci acesta este capacul de la carburator. După cum se vede, membrana aceasta este terminată. Aceasta, din cauza, e așa lucrează, în sus și în jos. Din cauza că a stat foarte mult timp cu benzină nefolosită, a atacat acest material și s-a întins și nu mai lucrează cum trebuie. O să o înlocuim cu cea nouă, care vă arăt imediat cum arată. Uitați cum arată cea nouă. Ce are acest șans care îi permite să oscileze în sus și în jos, dar nu este întinsă, nu arată ca aceasta. Să pot observa urmele de întindere. Ok. Mergem mai departe. Aici avem cuiu ponto, este ținut de acest mecanism, desfacem ușor șurubul acesta, atenție să nu sară, că are un arc. Ok, suficient, deci acesta este mecanismul, are un arculeț, așa o tijă și acesta este efectiv cuiu ponto. Are, e foarte greu să-ți dai seama dacă are uzură sau nu. E vorba de uzură foarte, foarte fină, dacă ar avea. Dar după cum arată acea membrană, aceea pare a fi cauza. Având tot kitul, este bine să-l schimbăm. Umblăm partea cealaltă, la celălalt capac. La fel avem și aici o diafragmă și aici este sita, un alt filtru, să spunem așa, care are grijă de impurități să nu ajungă în carburator. Ușor o scoate și pe aceasta cu șurubelniță. Ok. Așa și cam asta este corpul carburatorului. Acesta o să-l băgăm într-un recipient, o să-l dăm cu spray de curățare și este bine să-l și suflăm pe toate orificiile. După cum se observă, sunt orificii prin care trece benzina. Dacă nu aveți un compresor, puteți să-l suflați chiar și cu gura, cu orice aveți la îndemână, o pompă, orice. După ce am curățat corpul carburatorului și l-am suflat în toate orificiile, inclusiv capacele, o să începem reansamblarea acestuia. Să vă arăt și diferența între
cu eu pontou cel nou și cel vechi. Se vede că este puțin diferență între cele două. Așa, membrana v-am arătat-o că este clar distrusă, cea veche. Deci aceasta nu are cum să mai funcționeze cum trebuie. S-a întins foarte mult și nu mai merge. Ok, o să începem reansamblarea acestuia. Puteți să începem din partea de sus sau din partea de jos, de unde vrem. Să începem de aici, că este mai simplu. În partea aceasta avem sita. O să punem sita nouă, puteți să o curățați și pe cea veche fără probleme. Acesta are decât un rol de a filtra benzina. O așezăm frumos cu vârful de la o șurubelniță. Apoi avem diafragma și cu garnitura. Așa. Acestea vin puse una peste cealaltă. Le vedeți și pe cele vechi. Da? Nu contează că au culoare diferită. Nu este niciun fel de problemă. Pe căpăcel avem curățăm și pe acesta bine. Greala asta se pare că nu se ia, dar nu este niciun fel de problemă. Așa, pe căpăcel avem două nituri de fixare care ne fixează și ne ajută să punem această membrană. Deci vine membrana, diafragma aceasta vine între carburator și capac. Garnitura vine pe exterior. Țineți minte. Eventual este chiar indicat să vă filmați pentru a nu greși. Uitați cum se așează. Foarte ușor. Ok. Apoi cele două le punem. Aici. Așa. Fixăm șurubul. Și am terminat o parte a carburatorului. Așa. Pe partea cealaltă avem, o să punem prima oară cuiu pontou. Acesta este cuiu pontou. Așa. Este ținut de această tăbliță. Această tăbliță este fixată de acest bolț. O să fie prins în șurub. Așa. Trucem cuiu pontou aici, ușor. Și arculețul. Poate să fie destul de migălos. N-am nici cele mai îndemânatice mâini. Probabil unii dintre voi sunt mai îndemânatici. Trebuie să băgăm arculețul. Apoi să strângem acel șurub. Acum strângem acest șurub. La fel, nu trebuie exagerat cu strânsul. Este un șurub de fixare.
Așa, după ce am introdus mecanismul la cuiu pontou și l-am strâns, verificăm cum funcționează acesta. E ok. Haideți să vă mai arăt pe cea veche. Am uitat să vă arăt. Nu știu dacă se observă prea bine acest grad de uzură. Aici acționează în mecanismul de la cuiu pontou. Uitați și pe cea veche. Se observă cum au frecat una pe alta și s-a creat un grad foarte ridicat de uzură. Deci prima oară vine această garnitură. Așa. Apoi membrana efectiv de lucrez în sus și în jos. Apoi acest plastic. Așa. Deci așa lucrează această membrană în sus și în jos. Apoi vine și altă garnitură care vine peste peste acesta de plastic. Kitul nu conține și pe aceasta, deci o să o punem pe cea veche, nu este niciun fel de problemă, nu este ciupită, nu nimic. Așa. Și apoi căpăcelul. Și vom prinde cu cele patru șuruburi. Așa, după ce am prins cele patru șuruburi, o să le strângem. Cum am spus, nu foarte tare. Strângem pe diagonală să se centreze bine. Și asta a fost.